Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a Regiunii în Obiectiv. De această dată, alături de mine, în studio, se află domnul Călin Dinu Zamfirescu, iar pe burtieră puteți citi că este inițiatorul unui proiect și anume al Centrului de Recuperare din Adicții. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre ce înseamnă acest centru, cum v-a venit ideea. Sărbuna Claudia, bine v-am regăsit după mai bine de 7 luni. Discutasem la ultima noastră întâlnire prin noiembrie, parcă, de inițiativa acestui proiect destul de amplu, de generos. Eram tare plin de speranță în noiembrie. Nu că aș fi lipsit de speranță acum, doar un pic mai trist. Proiectul e în capul meu de vreo 2 ani. Poate de un an și ceva tragem tare, ne întâlnim cu oameni, cu dependenți, cu psihologi, cu asistenți sociali, cu aparținători. Am muncit mult în ultimele luni de când nu ne-am văzut, dar suntem încă în așteptarea unui statut. Acum, prin noiembrie, când ne-am întâlnit, vorbeam despre acest proiect, despre centru și erai foarte optimist că pe la jumătatea anului 2020 o să ne întâlnim și o să poți să-mi povestești foarte multe. Din păcate, poți să-mi povestești foarte multe, dar nu despre centru, ci despre cei care se adresează centrului și care au fost loviți de pandemie și mai ales de efectele secundare ale acesteia. Da, dacă n-am câștigat încă un statut, dacă încă centrul n-a fost înființat, inițial în februarie a intrat pe ordinea de zi a Consiliului Local și din vari motive s-a amânat, am fost puși pe hold. Între timp a intervenit pandemia, ședințele s-au rărit. Săptămâna trecută am fost din nou pe ordinea de zi, dar s-a amânat din nou pe joia asta. Poate că peste 3 zile avem noroc și în sfârșit ne înființăm. Pentru cei care se adresează sau pentru cei care au probleme, hold-ul nu a fost... Da, timp în care noi nu ne-am oprit. Atâta vreme cât ne-am putut permite, din iunie și până în martie, noi am continuat să ne întâlnim de 3 ori pe săptămână. Am mers înainte cu același tip de grupuri atipice. Foarte rar, nu în țară, în lume, găsești genul ăsta de îndrăzneală, aș spune. Am continuat să ne vedem așa 25-30 de oameni la fiecare întâlnire în Bastionul Dogarilor, în cetatea medievală, dependenți, codependenți, psihologi, asistenți sociali, medici psihiatri, voluntari, de-a valma. De ce? Pentru că fiecare avea de învățat ceva de la celălalt. Să facem un scurt istoric al tău, să le spunem telespectatorilor că tu ești de profesie economist. Da. Și ai lucrat în sistemul financiar și de 6-7 ani ai renunțat la acest domeniu și te-ai axat spre voluntariat. Ai fost la Cluj și după aceea te-ai întors la Târgu Mureș. Așa e. Din dorința de a-i ajuta pe ceilalți. Poate m-am săturat să fac bani. Poate am obosit de stresul. Cred că ești singurul care s-a săturat să facă bani sau printre puțini. Da, cred că vine o vârstă. La mine poate a venit mai devreme, în care n-aș zice că am devenit mai înțelept. Poate ușor mai matur. O fi importantă materialitatea. Cât ești tânăr, te tot lupți pentru o cameră în plus, pentru o casă, pentru o mașină, pentru un cont mai baban în bancă. La un moment dat, efectiv, îți dai seama că nu e totul acolo. Sigur că mi s-a dus inima înspre dependenți și am făcut voluntariatul ăsta 4 ani jumate în clinicile de psihiatrie din Cluj și din 2018 la clinica de psihiatrie 2 la profesorul Nireșteanu. Și acolo este un grup de suport. Am inițiat proiectul ăsta al centrului Bastion cu sprijinul nemijlocit al domnului primar, care cred că, în mare măsură, din punct de vedere pur medical, a văzut o idee foarte bună în demararea acestui proiect.
Rămâne valabil ce v-am spus și în noiembrie. Eu cred că am discutat până astăzi cu 70-80 de psihologi, față în față, la telefon, pe Facebook, pe mail. Nici măcar unul nu a spus că e o idee ciudată, greșită. Toți au rămas absolut șocați că cineva poate să facă așa ceva. Nu e ideea mea. Ea este... Nu facem decât să luăm un exemplu de bune practici din America, din Franța, din Germania, chiar și din România. Proiectul nostru a luat ce-i bun în tot ce am întâlnit în timp și tot ce am citit. A încercat să dea la o parte neajunsurile fiecărei idei și să ia numai ce-i bun în ele. Deci, noi, în pandemia asta, am continuat să ne întâlnim cu oamenii pentru că, dincolo de statut, important e să ajungi la sufletul omului, să stai de vorbă cu el. Baiul e că, mai devreme sau mai târziu, dependenții și codependenții au nevoie de terapie. E bun, e important. Efectiv, cred că sunt vreo 20-30 de camarazi care sunt bine acum. Au un an jumate, un an, 8 luni, 9 luni de abstinență, ok. Unora le este suficient să le vorbești, să-i asculți. Altora le este suficient să le recomand să se apropie de puterea lor superioară, oricare ar fi ea, oricum ar vedea-o. Altora le este suficient să se simtă acceptați, să fie parte dintr-un grup care nu îi rejectează, care nu îi judecă, care acceptă așa cum sunt și îi ajută într-un fel. Opinia mea este că e bine că acest grup există, grup deschis există, că mulți au învățat multe în perioada asta, dar mai devreme sau mai târziu, ideea mea e aceeași. Trebuie să facem un centru după idei corporatiste. Deci, chestiile astea ala lejer, cum facem foarte des noi românii, mai devreme sau mai târziu se sufocă. Deci trebuie să faci ceva foarte serios ca să fii convins că l-ai ajutat. Pentru că am ideea asta, nu fixă, dar foarte fermă, că oamenii sunt foarte diferiți. În asta stă splendoarea umanului. Nu suntem toți la fel, suntem diferiți. În consecință, de aici ar veni și un bai. Nu vom răspunde la fel. Nu vom da același feedback la terapie. În consecință, este sarcina noastră să găsim drumul spre sufletul lui de așa manieră încât să-l putem ajuta să se oprească. Cum pot afla telespectatorii sau cei interesați de grupul acesta? Unde este? Întâlnirile sunt în ce zi? În primul rând, dacă au Facebook, pot intra pe pagina Centrului de Recuperare din Adicții Bastion. E o pagină care a crescut enorm în ultima perioadă, dacă aveam câteva zeci de oameni când ne-am întâlnit. De la Facebook ai și început, cu o postare pe Facebook. Da, da, da. În decembrie 2018. La un moment dat am crescut la 200-300 de urmăritori. Astăzi, în timp ce vorbim, suntem 1500 de... avem 1500 de urmăritori și 25 de oameni care au intrat în relație cu pagina. Pagina e destul de severă, de serioasă. Avem, în schimb, tot pe Facebook, un grup închis pentru dependenți, unde mai lăsăm din severitate, din seriozitate și ne mai dezvelim. Acela este, repet, un grup închis, trebuie să fii dependent sau codependent ca să ți se aprobe intrarea acolo. Codependent, ca să definim puțin, înseamnă cineva apropiat, soția, copilul, exact. Soțul, da, da, da. Mama, tată. Exact. Orice membru al familiei care este afectat direct sau indirect de consumul abuziv sau de comportamentul abuziv al dependentului. Pentru că, așa cum am mai spus, o sunt dependenți atât de substanță cât și de comportament. Ce înseamnă, dacă la dependenții de substanță, cred că se subînțelege, dependenți de alcool, de droguri, de etnobotanice, de psihotrope, de medicamente în general, la dependenții de comportament, poate, dependențe considerate poate de unii mai legere, mai suportabile, mai de tolerat. Ce înseamnă dependență mai legeră, suportabilă? Dependență de sex, dependență de pornografie, dependență de internet, dependență de telefon, dependență de jocuri de noroc. Și la dependența de jocuri de noroc nu mai vorbim de o dependență suportabilă.
Deci incidența sinuciderilor la această dependență este absolut devastatoare. Săptămâna trecută citisem o știre care m-a supărat foarte tare. Era un studiu făcut de două instituții serioase care avansau ideea că sunt în acest moment 100.000 de români dependenți în România. De jocuri de noroc. De jocuri de noroc. Și că sunt câteva milioane puse la dispoziție care așteaptă să fie folosite pentru ca acești oameni să fie ajutați și habar n-avem să-i folosim. Deci este absolut revoltător. Vă spuneam în noiembrie că scopul meu ca economist este de a conduce ca un manager acest centru. Am spus atunci, am avansat atunci o idee foarte îndrăzneață, că nu am nevoie de banii mureșenilor, de finanțarea Consiliului Local și nici de cea a Ministerului, cu toate că, potrivit legii, răspunderea instituțiilor statului se impune a fi atrasă și prin cofinanțare. Visul meu este să aplic pentru granturi norvegiene, islandeze sau pentru Fondul European Social, acele proiecte din fonduri europene pe care se spune că nu știm să le aplicăm. Și ce implică acest lucru dacă spui în primul rând un statut pe care noi nu-l avem. Și cum ați putea să-l obțineți? Prin joi, consilierii locali să spună în sfârșit, da, e nevoie. România continuă să fie pe locul 5 în lume la consumul de alcool. Este înfiorător. Acolo suntem încă. Și ai emoții că nu vor? Nu știu dacă e vorba de emoții. Nu e vorba nici de lipsa speranței. Nu e vorba nici de tristețe. E vorba de faptul că am ajuns la concluzia că am fost ușor cam naiv. Știam că lupta e dificilă. Deci prima mea luptă este cu un model cultural anacronic în care România este adânc înfiptă. Suntem America anilor 30. Suntem acum 85 de ani. Tratăm dependenții ca pe pleava societății. Cred că vă sunt cunoscute expresiile de drogat împuțit, alcoolic nenorocit și așa mai departe. Nu asta este abordarea corectă. Deci omul ăla este om înainte de toate. Omul ăla poate că s-a îmbolnăvit. Omul ăla poate că a învățat în timp niște tipare de comportament greșite, pentru că nu așa a înțeles să scape de emoțiile care îl copleșau, de nemulțumiri, de se uita în oglindă și spunea nu-mi place cine sunt. Alexandru Macedon la 30 de ani, nu știu, cucerise o parte din lumea cunoscută, eu n-am făcut nimic, nu mai place cine sunt, nu asta mi-am dorit de la viață și atunci se aruncă într-un comportament absolut greșit. Și mai devreme sau mai târziu, n-aș sublinea acum polemica la nivel științific mondial dacă dependența este sau nu o boală. Majoritatea specialiștilor o consideră o boală. Sunt mulți neurologi, psihologi, psihoterapeuți, unii dintre ei chiar foști dependenți care spun nu abordăm astfel problema dependenței ca pe o boală, ci ca pe un comportament greșit, ca un tipar de comportament greșit pe care l-am învățat în timp și care prin deblocarea sinapselor neuronale poate fi modificat. Te pot învăța să te comporți diferit când vin emoțiile. Nu neapărat să întinzi mâna după pahar, să mai tragi o linie, să mai dai o manetă, să mai arunci ceva pe roșu sau pe negru la ruletă. Mi-aduc aminte discuția noastră pe care am avut-o în noiembrie și îmi spuneai că dacă cineva ar fi patentat acest tratament, ar fi fost foarte bogat. Deci... Da, nu știu, continui să nu știu vreun psiholog sau vreun psihiatru miliardar care pentru că vindece. A tratat. Vă spuneam de eterogenitatea, de complexitatea oamenilor. Deci, noi am muncit mult și la pagină. Pe pagina Centrului de Recuperare din Adicții Bastion există o secțiune de servicii. Sunt 7 servicii care au fost publicate, sunt extrem de publice și pe pagina mea și pe pagina centrului. Și în foarte pe scurt am prezentat cele 7 activități și terapii de bază pe care le vom aborda, conștienți fiind că s-ar putea să nu fie suficient.
Avem acolo detaliată terapia de grup după modelul Minnesota, cu câteva date esențiale, psihoterapia individuală după metoda comportamental-cognitivă și emoțională-rațională, e un 1-1 cu un psiholog specializat în adicții, consilierea spirituală, cu un preot din orice cult din cele 10 din oraș. Prin asta ne diferențiem de toate ONG-urile care există în acest moment în România, care sunt concentrate doar pe un singur cult. Ostul pe reformați, Sfântul Dimitrie, Basarabov din Cluj și Zvorul Tămăduirii din Bacău pe ortodoxi, Sibiu pe penticostal și așa mai departe. Nu! Noi ne vom bucura de multiculturalitatea orașului, de faptul că suntem fele-fele, maghiarii jumate, românii jumate, în consecință și cultele pe care ei le îmbrățișează sunt diferite. Vom avea dependenți reformați, romano-catolici, greco-catolici, baptiști, neoprotestanți în general, penticostali, adventiști, nu doar ortodoxi dețin soluția devenirii spirituale, nu doar reformații dețin adevărul. Și nu mă interesează cine deține adevărul. Mă interesează ca omul să fie în mediul lui de confort, în zona lui de confort. Vă spuneam, nu pot să-l trimit pe Ioji care e reformat la un părinte ortodox, la consiliere spirituală. Așa cum terapiile și de grup și cele individuale nu se vor face pentru Ioji în limba română, se vor face în limba maghiară. De specialiști pregătiți în limba maghiară. De ce? Pentru că o terapie în limba maternă are o șansă în plus de a și reuși. Abordăm extrem de complex și nici nu vreau să mă gândesc uneori la ce ne așteaptă dacă joi consilierii locali vor zice să știi că nu e o idee rea, hai să votăm. Și așa nu ne angajăm la nimic. De fapt, joi nu se angajează la nimic, doar înființează centru, ne dau un statut și putem începe să lucrăm la proiecte europene. Până acum vă întâlniți de două ori pe săptămână. Ce implică asta? Mă refer la costuri, trebuie omului o trimitere de la medic? Nu, niciun cost. Ne dorim ca dependentul să vină din propria inițiativă. Se întâmplă și așa și se întâmplă și altfel, să fie adus de soție sau de fica majoră care a înțeles că tata are probleme, că soțul are o problemă. Poate fi un moment zero pentru dependent să înțeleagă că acolo nu e judecat, că acolo este iubit, că acolo este sprijinit, că acolo se vorbește pe limba lui. Bineînțeles că nu costă nimic, sunt doar niște grupuri de suport în care povestim și le spunem ce să vezi, e o șansă. Eu zic să nu te sinucizi anul ăsta, pentru că ar fi o șansă și una minunată. Sunt zeci de mii de români, de conaționali, care s-au făcut bine în România pentru că umblă la aceste grupuri. Pentru că nu ai nimic de pierdut. Pur și simplu te duci și eventual grupul ăsta îți oferă o altă perspectivă asupra propriei tale vieți. Ai curajul să te vezi altfel? Ai curajul să te extragi un pic din bucla în care ești și să înțelegi că nu numai mașina, casa, femeile, succesul sunt importante. Ai curajul să iubești un pic? Ai curajul să te iubești pe tine, pe care nu dai doi bani? Ai curajul să-L iubești pe Dumnezeu? Ce-i rău în asta? Nimic. Privește-te altfel, dă-ți o șansă. Dă-ți o șansă, o să fim lângă tine. Nu suntem răspunzători pentru abstinența ta, dar suntem acolo ori de câte ori vei fi în fața unor încercări. Suntem acolo și, și te privim cu dragoste. Păi, în ultimele luni, înainte de pandemie, întâlnirea, nu știu, a 25-35 de oameni la grupuri era în felul următor. O codificasem oxitocina. O substanță a fericirii pe care o secreți când se întâmplă ceva interesant. Ne luam în brațe și spuneam oxitocina, oxitocina. Ajunseserăm prieteni foarte apropiați. Bine, nu ne mai putem permite acum același lucru, că nici nu ne mai putem permite să ne întâlnim la Bastion. În consecință, câteva luni am stat pe internet, pe Zoom, nu prea cred în chestia asta, cred în vreau să văd limbajul non-verbal, vreau să-ți aud timbru, vreau să te văd, vreau să te miros, vreau să te simți, vreau să fii lângă mine. Cred în sociabilitatea sub forma asta, cred mai puțin în rezolvarea problemelor pe linie virtuală. Dar asta a fost
Și acum, de o perioadă, de când lucrurile s-au mai relaxat, da, iată că parcă ne întoarcem într-o perioadă nu prea plăcută, ne întâlnim în Amfiteatrul Cetății Medievale, la deci, într-un distanță, spațiu deschis. Stăm la 2 metri distanță, povestim unii cu alții, ne-am pus masca, am plecat, am discutat. Eu îi primesc și la birou de la DAS, pe foarte mulți. Săptămânal am discuții cu dependenți de medicamente, cu dependenți de jocuri de noroc, cu dependenți de alcool, cu soțiile acestora. Sunt extraordinar de dificile. Nici nu știu dacă a fost perioada asta mai dificilă decât... Da, mult mai dificilă. Mult mai dificilă pentru că ne-a lipsit contactul direct. Eu am ținut, cel puțin cu camarazii de la Bufnița, de la Psihiatrie 2 și cu cei de la Bastion, am ținut permanent legătura pe Facebook, pe telefon, pur și simplu îi sunam, ești bine? Mi-era suficient să-l aud și știam că nu se minte și nu mă minte și că e bine. Bun, ar fi cazul să ne mai vedem un pic. Ne-am mai văzut și în 1-1. Aș vrea să-mi spui cine vine, de fapt, și de ce le este cel mai frică și cum pot ajunge. Sunt oameni care văd pagina, sună, este un număr de telefon. Notorietatea centrului... Pentru că 25 de oameni implică, dacă eu vin acolo, sunt cel puțin 24 de oameni care mă cunosc. Da. Mulți au spus, nu pot veni la grupuri pentru că pe mine și pe familia mea îl cunoaște jumate din Oraș. Și ne cunoaște într-un anumit fel. 140.000 împărțit la 2, 70.000 de oameni te cunosc, nu te cunosc. În capul tău e asta. Dar înțeleg reticența, înțeleg rușinea, înțeleg sentimentul ăsta de vinovăție, de rușine în primul rând, rușine de teamă. Și faptul că te expui exact. Și... Bun, ai de ales. Rămâi în starea asta de rușine și nu te văd bine, pentru că nu te va ajuta nimeni. Sau încearcă să faci terapia. Ei, pentru cei care n-au îndrăznit să meargă mai departe, să vină la grupuri, am găsit situații în care, variante în care am putut să-i ajutăm. S-au dus la întâlniri 1-1 cu unul din cei 5 psihologi. Avem 2 psihologi de limbă maghiară, 3 de limbă română. N-au venit la grupuri. Merg în continuare și de unii și de unii, unele și de 6-7 luni merg la ședințe de psihoterapie individuală. Atâta putem cu ei în acest moment. În momentul în care vom avea un centru, vă spuneam că principiul numărul 1 de departe al acestui centru va fi nu respectarea GDPR-ului, a datelor personale, a confidențialității, anonimatul. Ați ridicat foarte corect problema. Face parte din modelul ăsta cultural rușinea, vinovăția. Să n-audă lumea, să nu știe, pentru că o să mă judece. Aici, în atmosfera asta, trăim. Și noi și consilierii locali care încă nu ne-au dat sprijinul. Pentru că nu înțeleg. Probabil că nu au în familie un dependent, un copil dependent de droguri. Nici nu le doresc asta. Un soț, o soție dependentă de alcool. Nu știu, cineva din familie care să-și dea toți banii pe jocuri de noroc. Pentru că în momentul când ai asemenea probleme, nu numai că înțelegi boala, că înțelegi problema, că e una uriașă, ci o și realizezi și încerci cu puțină empatie pe care o ai să te pui în locul omului și să spui, da, mă, omul are dreptul la o șansă. E, noi încercăm să oferim șansa asta, dar oferim așa, cu rezerva faptului că suntem și nu suntem încă. Oricum, față de 2018, când eu m-am întors în Cluj după 6 ani, am găsit un oraș fără niciun dependent. Nu era niciun grup, nu era nimic. Nu era nimeni dependent aici? Nu, toți eram curați, deci nu se consuma. Localurile de alcoolici din oraș erau pline, dar nimeni nu recunoștea că are o problemă. Beau și ei social ca orice, nu? Asta e adică nu e o problemă, asta e o tradiție la români să bei. Face parte din cultura noastră. Da, face parte din cultura noastră. Ce bei când vii în vizită la cineva? Nu o cafea, o dulceață, o cum mai ești, ce bei? Și prin ce bei, nu Fanta, cola, apă, vodcă, bere, vin. Ăștia suntem. Asta e toleranța României, recunoscută la nivel european. Suntem foarte toleranți față de băuturi. La noi, din potrivă, atunci când nu bei, ai o problemă. Era o problemă, acum cât probabil. Casa. Eu m-am născut în Maramureș. La noi, asta era regula. Trebuia să bei Horinca.
Cine venea în casă? Da, era obligatoriu. Ce ai, când ești beteag? În vizită, ești beteag sau ești martor? Păi cum adică ești beteag sau ești martor? Păi țuica, Horinca e sănătoasă. Trebuie să bei țuică. Țuică de 53 de grade. E nemaipomenită. 50, 100, 150. Dar dacă ești alcoolic, nu mai e deloc nemaipomenită. E o vorbă printre alcoolici. Un pahar e prea mult, 10 sunt prea puține. Deci după ce ai ajuns alcoolic, după ce compulsivitatea s-a instalat, așa se manifestă boala. Nu-ți mai ajunge, nu mai ai frână, nici de mână, nici de motor. Și te duci până la capăt, conștient de ce ți se întâmplă. Conștient că o să-ți fie rău, conștient că o să ai sevraj, conștient că s-ar putea să mori, conștient de faptul că te sinucizi lent cu fiecare băutură, nu te poți opri, te duci până la capăt. De ce? Pentru că ceva profund s-a stricat în tine, în sufletul tău. Și mai devreme sau mai târziu, ceea ce este praf spiritual se somatizează. Mai devreme sau mai târziu, ficatul se cedează, faci pancreatită, cele mai multe cazuri se duc la creier, încep demențele la o vârstă foarte tânără. Alcoolul, drogurile, dependențele, în general, lasă urme adânci. Mai devreme sau mai târziu, n-ai decât trei cărări. Spital, penitenciar sau groapă. N-ai nicio altă șansă. Pentru că iraționalitatea consumului compulsiv te duce la autodistrugere zi de zi. Mi-am adus aminte de o altă notă pe care o introducem în programul ăsta. Punem un accent uriaș pe aparținători. Știu că există suferință la dependență. Dar am înțeles că există o suferință dublată, triplată la aparținătorilor. Da, de multe ori... Cât suferă soțul, soția, cât suferă copiii, ce se întâmplă acolo, ce riscuri uriașe sunt acolo, ce consecințe pot fi, hai să îndrăznesc să spun, pentru economia orașului, pentru economia țării în general, pentru faptul că ne facem praf populația. Încă o dată, suntem pe locul 5 în lume, nu în Balcani. În lume la consum. Și când OMS-ul, Organizația Mondială a Sănătății, a făcut clasamentul ăsta de care am mai vorbit noi, au estimat doar consumul de alcool din accizat. Gospodăriile. Cât nu se accizează? Cât este contrafăcut? Dar câtă horincă, câtă pălincă, câtă țuică se face în Ardeal, și ei au estimat corect, cât vin se face în Moldova și în Sud, în Oltenia, au putut să estimeze corect chestia asta? Când în România e spor național să-ți faci tu țuica ta, să-ți faci tu zaibărul tău, să-ți faci tu vinul tău? Nu cred că au estimat corect și cred că meritam un loc mai bun, undeva pe podium. Deci, da, e o glumă nepotrivită, probabil, dar acolo suntem. Acolo suntem și nu realizăm unde mergem. Culmea este că avem legi bune. Începând cu legea asistenței sociale, care protejează asemenea grupuri vulnerabile ale dependenților, care sunt, cum am mai spus, rejectați de societate, și există căi și mijloace prin care se urmărește reinserția socială, incluziunea socială a oamenilor. Dar de la o lege bună până la faptul că nu faci absolut nimic de decenii și știi că ai o problemă cât casa, e un pas uriaș. Adică ai legi, serviciul nostru are cod CZ8899AD, are un ROF prestabilit. Totul e foarte clar. Apropo, documentația e gata. Are 120 de pagini pentru licențiere și pentru standarde minime de calitate. Deci singurul lucru care vă lipsește este aprobarea Consiliului Local. Este 0,1%. Deci asta înseamnă că avem un statut. Dar joi se va vota doar înființarea. Foarte repede va trebui, dacă ei vor înțelege, dacă dânsele dânsi vor înțelege, să aprobe și ROF-ul centrului, regulamentul de organizare și funcționare, cu schema minimală de personal. 3 pe linia română, 3 pe linia maghiară, un manager de centru. Restul implică voluntar. Anumite costuri sau va trebuie implica, va implica din partea Consiliului. Dar oricum nu ne vom atinge de un ban până ce oamenii nu se vor specializa. Deci, după ce se înființează centrul, să zicem joi, urmează o altă hotărâre prin care se aprobă ROF-ul, structura de personal, tot ce înseamnă regulament de organizare și funcționare, în structura DAS, ca primul serviciu social public din România.
automat putem cere cofinanțare de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pentru că vom fi serviciu pilot în România și știm ce avem de făcut. După ce se votează ROF-ul, mergem la licențiere. Obținem licențierea, eu zic că va fi o plimbare în parc, la cât am muncit la documentație. Obținem standardele, aprobarea pentru standardele minime de calitate și facem pregătirea psihologilor și asistenților sociali și a consilierelor de egal cu echipa rectorului Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cu profesorul David, care este somitatea numărul 1 în terapie comportamental-cognitivă în România. Am discutat cu echipa dânsului, ne primea, dacă nu intervenea pandemia, dar lucrurile rămân valabile și același training trebuie finanțat pentru pregătirea oamenilor pe modelul Minnesota. Și am vorbit cu directorul de programe, cu părintele Burlacu la izvorul tămăduirii de la Bacău. Avem o relație foarte bună și cu Sfântul Dimitrie la Cluj. Deci ne așteaptă pași uriași, foarte greu. Pentru bugetul local, cât ar însemna asta? Pentru că mă gândesc că atunci când dacă o să voteze cu nu, s-ar putea să spună că ceilalți locuitori care nu consumă sau nu au în familie nu ar fi de acord cu această finanțare. Nici nu vrem finanțarea lor. Știu că zic vorbă mare, dar am fi extrem de vulnerabili și am pățit și au pățit alte 20 de fundații și ONG-uri în România. Că au început și au trebuit. Și au murit. Da. Foarte repede s-au sufocat. Deci nu merge așa. Asta face economistul din mine. Vede întâi, da, ideea e senzațională, e genială, e stabilită în detalii și nu e a mea. V-am mai spus, exemplu de bune practici luat din lume și din țară, dar trebuie întâi să-mi asigur finanțarea. Deci, o cotă parte va fi finanțarea Consiliului Local. De ce nu o cotă parte a Consiliului Județean? Pentru că avem Ați foarte mulți... și cu nu, de... nu, pentru că nu avem statut. În momentul când vom avea statut, oricum, dacă se va aproba prin HCL înființarea, va merge și la instituția prefectului. Așteptăm, sigur că da, o susținere din partea prefectului. Candidați la funcția de primar spun că avem nevoie de proiecte. Acesta este un proiect Am să vă rog incredibil. Să nu-mi dați niciun nume de candidat niciun nume. Și niciun nume niciun de nume. Mă voi feri de asta. Mulțumesc că m-ați atenționat, dar nu aveam de gând să-l dau și pentru a nu crea animozități și nici pentru a face reclamă. Dar unde să mergem să căutăm proiecte în altă parte? Aici. Aici avem un proiect. Împrățișează-l pe ăsta, ia-l în seamă. Deci, Consiliul Local, Consiliul Județean și Prefectura, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. O părticică. Toți au câte o părticică. Partea mare, care ar însemna sute de mii de euro, trebuie să vină din granturi norvegiene, islandeze sau din proiecte europene. Așa trebuie să fie. Așa au beneficiat lituanienii, așa au beneficiat... De ce să nu beneficieze și românii? Avem toate argumentele pentru a face. Nu, nu, chiar nu văd. În asemenea, nu văd de ce nu. În afară faptului că e greu de înțeles că te afli într-un plin model cultural anacronic și că îmi doresc să inversez acest trend. Cu cine? Cu tinerii. Cu oameni ca mine prea târziu. Să-i mai schimb, să-i mai faci să înțeleagă cu tinerii. Dacă pe ei am prins și n-am cum să-i prind acum în pandemie, pentru că trebuie să mă întâlnesc cu ei. Am fost la 10 întâlniri în licee și a fost superb. A fost interesant, am început să vină la centru. Dar cu ei vreau să facem programe săptămânale de întâlniri, de seminarii, de conferințe, de prezentări, de așa manieră încât să-i fac partenerii noștri. Și mai departe, ei să ducă lupta și vorba. Cam ăsta ar fi planul. Mi-e și frică să zic că de-abia aștept să ne întâlnim, să-mi povestești cum e... Da. Că la fel am făcut în noiembrie și ia câte unde sunt. Da, dar să zicem că n-a fost vina Consiliului Local că ne-a lovit pandemia. Da. Așa s-a întâmplat. Dar s-ar putea ca peste două întâlniri să spunem că, sau să spui că da, e vina Consiliului. Deci cu siguranță pandemia a lăsat o urmă foarte, foarte urât asupra. Spune că ești în legătură cu medicii psihiatri și am să te întreb dacă au sesizat o creștere a celor deprimați, a celor care sunt dependenți de alcool. Vedeam la noi în țară nu atât de multe știri, dar vedeam în Statele Unite și în țările mai dezvoltate că își umpleau oamenii coșurile cu alcool.
Și cu hârtie igienică. Da, dar asta nu îi afectează. E un alt tipar greșit. Ne refugiem, ne teamă, suntem îngrijorați, ne teamă, ne frică, ajungem la panică și la teroare și heroina, cocaina, alcoolul, da, ne ia cu mâna teama. Bineînțeles, e greșit. Îmi trece senzația și ziua următoare o să revină îndoită și o să-mi fie și rău. Nu, cu siguranță că au crescut. Acum, la concret, în Târgu Mureș am avut și o problemă specifică. Clinica de psihiatrie s-a transformat în spital COVID. S-au făcut trasee, cazurile grave au intrat acolo, s-au internat oameni, dar îmi imaginez că a fost mult, mult mai dificil pentru medicii psihiatri să poată gestiona varietatea de cazuri, depresie, anxietăți, tulburări grave de borderline, de bipolar, de schizofrenici care au ajuns în criză și datorită pandemiei. Deci a crescut numărul solicitărilor pe internet și prin telefon la cabinetele psihoterapeuților. Nici astea nu erau deschise și da. Cred că și au discutat foarte mulți online. Da. Până la urmă, după ridicarea stării de urgență, oamenii au început să meargă, pentru că se simțeau chiar foarte rău. Ei, la 1-1 situația nu este atât de riscantă. Ției măsuri de precauție și psihologul și beneficiarul și cumva lucrurile se pot rezolva. Dar cu siguranță că s-au înmulțit cazurile. Și noi, cei care nu ne știm cu diagnostice de tulburare psihică, am resimțit, eu cel puțin, să nu vorbesc în numele altora, îngrijorare, teamă, mai ales că fiul meu a fost 3 luni jumate în Franța, în zona roșie, în Paris. A fost acolo la o bursă doctorală și nu vă spun prin ce am trecut, și eu și soția. Cumva am reușit să-l repatriem, acum e bine mersi la Cluj, sunt mai relaxat. Dar e suficient un puseu de felul ăsta ca să îți poți imagina ce e în sufletul oamenilor pe care pandemia i-a găsit deja cu o problemă. Cu o problemă de dependență, cu o problemă de depresie, cu o problemă de anxietate. Dependenții, în general, nu sunt oameni foarte sănătoși psihic. Cred că nu se vorbește, vorbim de dependenți, dar nu ne gândim și la faptul că se apropie, dacă nu este o criză economică și mulți dintre oameni riscă să-și piardă locurile de muncă sau să li se diminueze salariile. Au și ajuns în situația asta. Nu știm, cei din restaurante, noi aveam o mulțime de restaurante în țară și lucrează doar cei care au terase. În zona care locuiesc eu sunt 3 localuri, unul lângă altul. Unul lângă altul. Deschise, închise? În perioada stării de urgență erau toate închise, a fost mare tristețe pe acolo. Acum, de când lucrurile s-au mai relaxat, n-au voie înăuntru, dar toate 3 terasele aproape că s-au unit. Deci sunt pline de dimineață până seara de oameni care își ostăiesc temerile și fricile și neliniștile acolo. Și sunt pline. Și vor fi pline în continuare. Deci, la ce să apelăm? La alcool. Mă doare mai puțin. E varianta cea mai ușoară. Da, cea mă doare mai puțin. Astăzi mă doare mai puțin. Astăzi nu pot să suport, trag o linie. N-am bani pentru o linie, trag un fel de ții. 10, 11, 15. Mă duc la pariuri, îmi dă cafea gratis acolo. E ok, beau o cafea gratis și las, nu știu, 1000 de lei, 10.000 de lei acolo, pentru că îmi dă o cafea gratis. Pentru că de fapt mă ustoiește, da. Pentru că de fapt uit, pentru că de fapt adrenalina îmi spune, du-te, du-te și mai joacă. Dar ai câștigat, du-te, retrage-te. Nu, nu, vreau să dublez, pierzi tot, vreau să recuperez, pierzi tot și așa mai departe. Ei, sunt în buclă. Oamenii ăștia sunt în buclă și suferă și, repet, de 2 ori mai tare suferă aparținătorilor. Și groaznic ce acolo. Nici nu vreau să mă gândesc câtă suferință e și cum nu-i bagă nimeni seamă. Dacă ți-ar înființa, când o să se înființeze, nu știu cum să formulez, acest centru, o terapie, cât ar dura? 3 luni, 6 luni, 1 an? Odată avem un manual de proceduri. Să zicem că ai trecut peste procedura de acceptare în centru și ești acolo.
Termenul e de 3-6 luni. Încă o dată, nu este rezidențial. Nu cazăm pe nimeni, nu culcăm pe nimeni acolo. Marți și joi, câte două ore... Nu e o clinică de dezalcoolizare? De... Nu, nu. Primii pași vor fi simpli. După ce va discuta cu mine, intră într-o comisie și e direcționat direct la asistentul social, care comisie face o evaluare. Comisie formată din? Manager de centru, psiholog, consilier de egal, asistent social. De limbă română separat, de limbă maghiară separat. Îi se face o evaluare inițială și o evaluare complexă incredibilă, de care n-ați mai văzut. Deci o evaluare complexă are 25 de pagini. Deci ce anturaj are, ce religie are, dacă are curent electric, dacă tot, ce diagnostice are. Dacă omul e în consum, dacă omul e la capătul consumului și are nevoie de un management al sevrajului, direct la clinicile de psihiatrie, pe baza unui protocol, pentru 2-3 săptămâni de internare și de aducere în curat a omului. Pentru că nu poți să discuți cu el, nu poți să faci terapie în timp ce el consumă. Se face managementul sevrajului în clinica de psihiatrie, după care începe terapia la noi între 3 și 6 luni. Ce înseamnă o săptămână de terapie pentru un om timp de 3 luni sau timp de 6 luni? De două ori câte două ori pe zi la terapie de grup modelul Minnesota, de la 6 la 8, deci merge la servici, după servici vine la grup. O dată pe săptămână, maxim de două ori, dacă este cazul, consiliere individuală până la 50-60 de minute, unul la unul cu un psiholog specializat în adicție și o dată, maxim de două ori pe săptămână, o consiliere spirituală cu preotul din cultul care face parte el sau familia lui sau a ei. Pe lângă asta, obligatoriu în primele 6 luni, prezența la cel puțin un grup de suport AA, NA, Al-Anon, Al-Tin, ACA, după cine îi, după ce statut are. Este copil adult al unui alcoolic, este un copil minor, este soțul, soția unui dependent, este chiar dependentul, este narcoman, este alcoolic. Așa vom face grupuri. Grupuri speciale, unde nu o să aibă ce căuta nici voluntarii, nici psihologii, nici vor fi ei între ei. Vor fi coordonate și îndrumate și susținute logistic de către centru, îi moșim până își dau drumul, după care îi lăsăm să fie autonomi. Deci cam asta ar însemna o săptămână de terapie pentru fiecare. Dacă răspunsurile sunt bune, îi ok, îi monitorizăm săptămânal, avem o groază de proceduri și de documente și de registre pe care ni le cer standardele minime de calitate, le vom respecta cu sfințenie, pentru că vom ști în orice moment unde suntem, ne vom proteja pentru orice eveniment la care nu ne putem aștepta astăzi. Deci să nu uităm că unii dintre ei sunt bombe cu ceas. Trebuie să protejăm și angajații centrului, trebuie să-i protejăm și pe ceilalți beneficiari ai centrului, trebuie să fim cu ochii în patru. Dar, dacă lucrurile nu merg bine și după 3 luni ne dăm seama că feedback-ul lui X nu este potrivit așteptărilor, îl dirijăm tot pe baza unor protocoale la terapii sau psihoterapii alternative. Art-terapie, psihodramă, Bowen, Prananadi, hipnoză. Există toate aceste hipnoză. Lucruri în oraș? Toate există. Ideea e ca noi să fim cineva, să avem statut și să începem să facem protocoale. Timp în care noi vom lucra, vom face protocol și cu serviciul de probațiune. Sunt oameni care au călcat pe bec, au condus băuți au... și nu primesc cu executare, primesc cu suspendare, dar în corpul sentinței este obligativitatea omului de a umbla la un centru de recuperare. Asta înseamnă că noi ne luăm o răspundere uriașă. În fața serviciului probațiune, în fața judecătorului, avem grijă de el și încercăm să-l facem bine. Și încercăm să-l facem bine cu toate mijloacele. Pentru că ăsta este singurul nostru obiectiv, să-l facem bine. Să înțelegem ce l-ar ajuta. Credința în Dumnezeu s-ar putea să fie bună? Da, ok. Teama că își va putea pierde locul de muncă și cum ar putea să și-l mențină? Și așa mai departe. Fiecare are motivații personale, ciudate. Soția îi spune, vezi că încă mai îmi pasă. Du-te și fă ceva, recuperează-te, că s-ar putea să vină vremea să nu mai îmi pese. Atunci mi-am luat copilul și m-am dus la mama. Și rămâi aici și bei până mori, de exemplu.
Sunt atât de multe și de diverse situațiile și răspunsurile, feedback-urile fiecărui dependent, codependent, că nu ne-ar ajunge o săptămână să vorbim despre fiecare. Câte locuri ați avea în afară de cei 25 sau... Asta este un număr pentru un grup deschis. Asta am știut să facem în perioada asta de preaderare, înainte de înființare. Grupurile de terapie vor fi, așa cum am spus, separat cele pentru dependenți, separat cele pentru codependenți și mai departe, pe limba română și pe limba maghiară, în jur de 12 pe grup. Maxim 15 dacă va fi o afluență incredibilă, dar e greu de lucrat cu 15 oameni într-un grup. Fiecare om, în fiecare seminar, va avea, în fiecare modul al terapiei, va avea teme de casă. Deci terapia se face și scolastic. Teme de casă pe care le citești în fața celorlalți. Mărturisiri, spovedanii în grup, dar și dovada că ai înțeles, ca la școală, ce ți-a predat la terapia de grup psihologul secundat de consilierul de egal. Adică nu vorbim în pustie aici. Ai înțeles ceva din ce ți s-a spus? Nu. Ai tema asta de făcut. Peste două săptămâni trebuie să o predai. Ești atent la el și îți notezi frumos care sunt opiniile și vezi dacă omul a progresat sau nu. Vorbeam înainte de emisiune că nu toată lumea își permite să beneficieze de un tratament de, să zicem, 3.000 de lei într-o clinică de dezalcoolizare, într-o clinică privată. Da. Dacă v-ați gândit la o sumă pe care ar trebui să o plătească cei care beneficiază de aceste terapii? Părerea asta noastră înseamnă că nu mai plătești ședința cu psihologul, doar o cotizație lunară. Propunerea noastră către consilierii locali actuali sau viitori, nu știu la cine va ajunge până la urmă ROF-ul spre aprobare, este următoarea. Pentru locuitorii, pentru că suntem ai Târgu Mureșului, pentru locuitorii Târgu Mureșului, plătitori de taxe aici, și care au venitul minim pe membru de familie, nu știu, 1450, să zicem 1500 de lei, pe membru de familie, serviciile toate vor fi gratuite. Pentru cei care depășesc acest nivel, au bani, câștigă bine, dar preferă să-i dea pe alcool, țigări, droguri și așa mai departe, vom propune o taxă de responsabilizare de 450 de lei pe lună. Deci față de 3.000 de lei, cât se practică în foarte multe centre din țară. E rezonabil. Mai mult decât rezonabil. E o taxă de responsabilizare. Am făcut niște socoteli câte ar costa vodka și țigările și berea pe lună și vă asigur că e mai mult de 450 de lei. Bașca, te simți bine. Consilierii locali vor stabili dacă pentru locuitorii Târgu Mureșului va fi gratis, indiferent de venituri. Acum vom avea cu siguranță cereri din Reghin, din Sigșoara, pentru că avem camarazi care vin efectiv și fac drumul ăsta ca să se întâlnească cu noi. Pentru că nu sunt ai noștri, vom face un protocol la nivel de autorități, Sighișoara, Consiliul Local, Târgu Mureș, Consiliul Local, protocoale, prin care vor fi acceptați și acești oameni și cineva va trebui să suporte acest cost de 450. Autoritatea locală din Sighișoara sau din Reghin sau beneficiarul. Din păcate, până aici ne-a fost astăzi. Aș vrea să-mi spui în scurt timp, două secunde, nu două minute, încă o dată pagina de Facebook și dacă este un număr de telefon. Centrul de Recuperare din Adicții Bastion și numărul de telefon de pe pagină este și numărul meu. Eu răspund la toate apelurile 0745 30 30 78. Îi așteptăm cu drag. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Te mai așteptăm pe la noi. Multă baftă. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!